Oameni buni, e ca la mașină și am ajuns eu. Am 73 de ani și pot am primit pensia și pot intrat în casă, mi-a luat pensia, m-a dat foc în casă și o altă hai dacă te vă rog, ajutați-mă cu ceva. Aici sta, pe data de 26 martie, era într-o sâmbătă. Și eu aici am vrut, m-am scaldat, m-am spălat, am făcut foc vinișor și m-am culcat. Flăvoara nu m-am culcat, așa este așa. Și dimineață, flăvoara așa, am mirosat fum. Nu știam ce am mirosat fum. Mă dau jos, mă la sobă, la sobă nic, mă dau dincolo nic. Când am dat să prea lumina să mă dau dincolo în casă, nu se vede nic când tine cu fumaraie. Și am zis, păi, cu ăsta scol că arde nu și în casă, ori în pod, ori... Când mă dau drumul, divanul era aproape tăt, fereastra e așa electrică deschisă, dincolo ușul în cuiete, fumaraie era să... Nu putem mai respira de acolo, nu putem... Și am fugit în mahal aici la om și omul acela nu s-a scolat. M-am dus la alt om. Și omul un om și un băitan și a deschis fereastră și a cărat apă caldare și au dat divan acolo. Până m-a chemat poliția. Și au venit doi polițiști, să nu se dea din fum tărașa, am avut sencă, divan, crivat, tot oars, au luat din 7.000 de lei. Mi-a rămas mai unul din așa, ceva pagul mare m-a văzut. O s-a cotit poliția ca 20.000 pagubă. De lei. Dar noi, pe 20.000, n-am avut să facem remont. Am promutat prin sat, n-am avut, nu da primăria ajutor 3.000 de lei, mulțumesc de astea. Dar tare mult, și-am păcat oameni, curățu podul. Era tărească Dumnezeu, încă n-am văzut ajuns de asta. Și încă atât am cărat-o la râp, o lodin, tăt, o fumat, tăt, producția, o lodin, tăt, 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 duhovca, tăt, și-o pus duhovca în rozetcă și-o stă slugina la ciocică. Și noi când am dat să aprindem, nu știm ce și cum. Ferea s-a format și că am dat-o cu crac și nu sunt schidea. Și uite și ferea și să rigardul. Dar în timpul nopții, dacă era de vreme, dar și plăvoara patru de polițiști, și să uita, dacă era de vreme, să aprinde casa. S-a luat foc grindele și... Și aici, dacă a fost întind aici ușa în cuiete, un tat mă întinde, dar încă nu știu unde ei trăim, nu intra fum așa tare. Și nu putem să ne... Ceva pagul mare a fost aici. Dar cine Dumnezeu așa o... Mi-a dat, am trăit 27 de ani nicioara, așa n-am văzut încă. Și multe hoturi, furturi mari, bani, prineam pensie, banii mei vine. Am prineam, am nu vine. Îi punem unii, punem acolo ghesa. Zău, nici mă pânde când mă duc la poștă, când mi-am la poștă. Și ziua am prins, am prins-o și în casă, dar noaptea am prins-o, dar unii că sunt trag ceva în cap, și unii cu o gheoagă așa mare, și cu caloșe ară gloadă. Și caloșe de glod, și-o văd caloș mat, și-o cătat pe loc, mi-o lua banii, am avut 2.000 și ceva de lei. Eu pus portofelul, îți văd pe ușă. Pasportul în portofel și îți văd cheile cu tătă pe ușă. Și-o venit polițistul noaptea, au controlat, nici nu găsăm. Și când acolo găsă, banii au luat, dar pasportul și-o lăsă. Și-o fugit prin grădină. Eu am găsit o caloșe, am găsit, dar cine să caut cu... Doamne ferește, mă. Ceva... Trașnic. Comau, tot n-am, de-am copii n-am, trăiește ca și-o cu frate, și asta-i calic. Am și-o soră și aceea seara ca e cu cior în gips. Și m-am frate mai mare s-o dichiadat, mai sora mai mare tot s-o trecut. Și am rămas noi ca... Mai am în vie nepot, dar pe departe așa. Au familie lor, au copiii lor, tot. Trăim și noi cum... Să ca s-o părlitățul. Mulțumim Domnului că și-o dus poliția, dacă mulțumim Domnului că a scăpat nevoastră. Dar dacă era ușlicheță, eram... Nu putem răspări de mine de... Și cum intram în casă, m-a apucat... Și-a rost podul cu lopata, cu hârletul, nu? Și m-am împăcat un om și cu... Cu ce-am faiul care era de podul. Cu a mea... Cu motor, nu știu. Dar p-am plătit 5.000 de lei. Dar pot țara cu dacă părăsc, am dat pot trei ori crasc. Păreți negri nu-ți cunoștiu nimic, mobila și păcat de dânsă. Tot farfurii strec la haine, un pistol de haine, n-am o haine și mă îmbraca. Nu, mi-a dus mahala de bau, fust care un bate, care un... Dar cine știu la așa ceva? Cu e trebuit așa să fac. Deci m-am gândit. Și n-am mâncat o lungă de zile, nu tremuram, nu mă putem tăne picioare. De tare și frică avem, mă temem să nu vii și mă reușesc în casă. Dacă n-am avut nebunie cu nimeni, n-am dus la nimic. Mahala ei vin, vorbim, da, hai ta cine aș fost.
Și era o lecuță că mâzgă, că o alunica și o sări gardul pe ei. Și așa au făcut urmi. S-a pus iat ca jos la fereastră și fereastra deschis mă uleac. Fuma ghege. Necura ca gărind așa mâine neagră, dar fereastra am spălat. Ceva strașnic a fost. Dar ne-am chinut o luni de zile până oros pod, până oros păreț, până... Păcat de mobilă, stenca cei cu 3 tone pod de aneu și așa l-a cumpărat pe băietanul. Și a dus la rabotcă și mi-a propus un buș fereț, chiar era bătrânește. Mama s-a trecut în 80 de ani și a rămas să răsie ferețele, cam rele, cam... Nepotul s-a sărăit și mie că ne-a făcut nu. Fântal mi-a tras apă din șor. Nu mă vreau să mai vii să trăiască aici. Și o cumpăram mobil nou de câte părete de lungă. Ăsta, holodenii de 7000 gardrop de bani, tot o gheală, pierd, tot o ars. Ei au făcut un fel de chimicate, nu știu. Politicii am scos rufăra și afară, haine, tot, ne-am pus că poate îi spăl. Dar el a zis că nu puteți dați-l foc. Dar să vă îmbolnăviți, păcat de haine cele, că vă spumurea că n-are cum brăca așa. Ceva, dar Dumnezeu mare, poate, Domnul o să ne ajute, poate. Mania ca câte luni, dar și-n scaut, în timpul nopții, intra cu ceva în cap, oricum. Nu faci nică. A fost zău, așa mai vieți, dar noaptea. Dar n-am sâmbătut, dar și se pândeam, am spălat pe afară, pe reste, urci în sâmbătă așa, și am cuie din șor. Când dimineață, m-am gândit poate la lumină, dar eu sunt tot. Ceva, ceva așa. Și am avut prin aia asta, holodenii, cel de 7000, plin cu orez, mi-a dat el. Mi-a dus nepoții orez, macaroane, zahar, și am pus tot acolo. Tot, au fumat tot negrii. N-am avut o macaron nichit. S-a tot chetit el, l-a făcut negru. De 7000, holodenic mare. Și asta am cumpărat, am ieșit pe ăsta, o leac, l-am mai spălat, dar tot am miroase, motorul și-a nu pot să spălăm. Nu pot să-mi produc intrânsul. Am pus așa două mieri și a dat tot aduși. Băliți pe mal duhovca, o arsă cu... O pus în rozetcă, o pus duhovca pe holodilnic și o pus duhovca în rozetcă și o țin lumina așa. Când am cătat duhovca, trebuie așa fumat, tot, adică au luat foc, pierdele trasă pe mălii duhovca, adică au luat foc la duhovca. Tot care a făcut el. Și am avut pe masă, acolo în casă, 2 kg de unt, am avut 2 kg de brânză, am pus așa. O luat tot, ori cu furat, ori cu tot ochet, nu. Da. Dar nu știți, chiar... Și-o cata poliție, ți-o fost 3-4, da, dacă nu găsim. Nu este. Bunicuțu, noi am venit cu produse alimentare, acum vă invităm, o să mulțumim Domnului și plecăm mai departe, că v-am auzit durerea. Frații tăi cu toții te-au uitat, chiar dacă chin și moarte fi va. Să pot să-mi zic că ce-și acum salvat, să pot să-mi zic că-și nu e numai viața ce o trăim doar pe acest pământ de puțin și vin. Mulțumim Dumnezeu să vă dea sănătate și Domnul să vă pădească. Mulțumim cine s-a dus, bădă prost. Dumnezeu să vă dea sănătate de cadou care mi l-a s-a dus, care vă pădați Dumnezeu și dumneavoastră. Mulțumesc că m-ați ajutat și mi-ați făcut bunătatea pe măcar și îmbrăcămintele și încălțămintele. Domnul vă dea sănătate. Vă mulțumim din suflet. Foarte bine că ați venit, așa mă bucur dumneavoastră. Făcut o bucurie, o... Îmi spac și de greu, mâna aud o leacă, mă văd, am 72 de ani, am... nu mai pot. Și ori operat de sus, de aici iarăși, mă doare puteți. Îmi trebuie, parcă... Da. Parcă mi-a luat așa... Dar dacă nu, o să am slăbit, dar dacă n-am mâncat unul de așa de... Mă doare sufletul de... și am avut așa... Nu putem sta în grad, nu putem sta în casă, ieșim iar, nici nu mă putem duce la un magazin, nu putem zică nici. Mai bine sora și mai ce vă pânic, mai ce dam dacă și-o cicat cu șorul. Era ploaie și mai așa, o alunicat, aici o cicat pe mine. La mierșor s-a operat și din gips am.
Păi s-a mai îndreptat, mă duc eu pe leac de-am la dusa, dar mă doar și pe mine tare. Când lucrez mult, mă doare operată, deci. Și adeu am un an de delică. Greutăți la noi. Bunicuță, ne luăm, rămas bun și vă spunem la revedere. Domnule, sănătate. La revedere, cu Domnul, cu Domnul. Am înțeles că Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre chiar și atunci când noi nu suntem vrednici. Ne-am simțit recunoscători pentru bunătatea Lui. Sperăm și ne rugăm că soarele bunătății și al iubirii Lui Dumnezeu să răsară mereu peste familiile și casele oamenilor care susțin această nobilă lucrare. Amin. Ascultă, Doamne, la strigătul meu și la rugăciunea mea când îmi este greu, că Tine strig din depărtări și cu inima mâhnită. Suntem profund recunoscători pentru generozitatea și sprijinul vostru necondiționat. Cu fiecare gest de bunătate, ne luminați zilele și ne încălziți inima poporului nostru. Vă mulțumim pentru că sunteți o sursă constantă de inspirație și un adevărat prieten la nevoie. Am stat întâi la primul etaj din Hâncești, la terapie intensivă. Nu mi-a putut face nimic. Dăruiești dragoste, dragoste primești. Așa spune Domnul tău, atent. Să te străduiești, să împlinești cuvântul său. Să fii bun și omenos cu acei din jurul tău. Fii așa precum Hristos a făcut la rândul său. Mai bine fii bun, milos și un sfat bun să-i dai. Exemplul tău e Hristos, asta-i ținta care o ai. Poartă-te cu bunătate cu cel care a greșit, căci Domnul le vede toate, știe tot ce ai gândit. Iartă pe acei care te-au rănit și pentru dreptatea lor te-au înjosit. Tu fii creștin cu adevărat, căci Domnul cu sângele său te-a răscumpărat.